Viitorul omenirii este în spațiu cosmic. Peste mii de ani. O să fim ca în Star Trek, ok? Am înțeles? Nu știu dacă exact ca în Star Trek, dar o să fim în spațiu cosmic. În Star Trek, știți că, de fapt, sunt oamenii cu problemele lor reprezentate acolo. Dar noi va trebui să trăim în spațiu cosmic foarte mult timp. Mai ales dacă ne mutăm pe altă planetă, pentru că cele mai apropiate planete bune de noi or să fie la ani lumină sau zeci de ani lumină departe de noi. Asta înseamnă să călătorești cu o rachetă, cu o navetă spațială, ceva, sute de ani. Și trebuie să învățăm să trăim în spațiul cosmic. Noi acum suntem pionieri. Noi acum de-abia am inventat apa caldă, știți? Mai avem până la jacuzzi astronomic. Noi cartografiem Universul, încercăm să vedem unde sunt stelele bune lângă care dacă ar exista planete ca Pământul am putea să, să, la care am putea să mergem și învățăm să trăim în spațiul cosmic. Se fac foarte multe experimente în spațiu cosmic, de asta oamenii n-au mai fost de mult pe Lună, pe Marte, pentru că, mă rog, pe Marte n-au fost niciodată, dar costă mult și preferăm să facem experimente lângă Pământul, de e mai ieftin să mergi. Și, practic, toți astronauții sunt cercetători. Fac tot felul de experimente și nu mă miră că apar, pentru că în gravitație zero, noi momentan avem gravitație zero pe stația spațială, se întâmplă diferit, lucrurile diferit față de cum se întâmplă pe Pământ, unde este gravitație. Oricum, oamenii nu pot trăi foarte bine în spațiu cosmic, asta e o problemă. Noi ne-am născut pe Pământ, unde avem gravitație, organismul nostru se dezvoltă. După cum am învățat, după cum este scris Povestea în Povestea cod... Dumitru Prunariu că a avut niște probleme incredibile cu spatele pentru că în ponderabilitate vertebrele nu mai stau corect. Da, și nu când întorci stau... trebuie să se așeze cumva și durează. E un proces destul de... de nu învăț. mai stau corect, nu mai sunt tasate de câte gravitație și se îndepărtează puțin una de alta și doare de obicei. Avem probleme și cu globul ocular care în gravitație zero se deformează puțin nu mai știm unde e sus, unde e jos, dacă cu asta te obișnuiești de obicei, ai probleme câteva zile. Mușchii se atrofiază pentru că nu ai gravitație, nu-ți folosești mușchii, doar mușchii brațelor se folosesc, ei fac exerciții acolo. Sunt mai multe probleme și trebuie să le rezolvăm. Bine, am putea scăpa de aceste probleme dacă facem gravitație pe stația spațială, dacă o facem să se rotească, dar aceasta nu e construită în felul acesta. Viitorul nostru este în spațiu cosmic. Noi o să fim priviți ca niște fosile, cum trăiam pe pământ și nu puteam să mergem nici măcar până la lună. Sursă de energie, zile. probabil, sau. Nu, dar o să fim. Da, asta e în trecut. Când te uiți în trecut, e mai urât de obicei decât când te uiți în viitor, dar nu vezi. Da.